Bună ziua, sunt Roxana Hulpe, jurnalist al știrilor ProTV și sunt aici să vă spun că în fața noastră se întinde un viitor cu clasă. Dar depinde de noi toți, de jurnaliști, de profesori, de elevi, de autorități și părinți, să venim cu soluții să ajutăm școala românească să se facă mare. De azi încolo vă propun o emisiune. Interviu se numește Viitor cu clasă, se realizează aici în platoul știrilor ProTV și în fiecare ediție, poate săptămânal sau o dată la două săptămâni, atunci când voi găsi cadre didactice care ne inspiră, dar și elevi care se implică, vă voi aduce cele mai bune soluții pentru școala românească, pentru că doar împreună putem ajuta sistemul de educație din România să meargă mai departe. Are peste 2.800.000 de abonați pe YouTube. Cam atâția elevi avem și noi în școala românească, în băncile din toate școlile din țara aceasta. Este Andrei din țara asta, este Andrei Șelaru sau Șeli, așa cum îl știm cu toții, și este cu noi astăzi. Bună ziua, Andrei! Bună ziua, mulțumesc de invitație. Trebuia să mai avem un invitat aici, dar ia uite fotoriu cum stă. O așteaptă pe doamna Anisie. Așa este, alături de noi astăzi trebuia să fie și reprezentantul școlii românești, Monica Anisie. Eu, prin emisiunea Viitor cu clasă, i-am trimis această invitație doamnei ministru. A acceptat inițial să participe la această emisiune împreună cu un reprezentant al generației online. Fie că ne place sau nu, ești un reprezentant al acestei generații. Inițial, doamna ministru a acceptat, după care ieri, cu o zi înainte de emisiune, ne-a trimis un mesaj, un comunicat oficial pe care vă rog să-l vedeți și dumneavoastră și îmi permiteți să citez. Din cauza cazurilor numeroase de COVID-19, doamna ministru nu poate onora invitația de mâine. Invitația voastră pentru doamna ministru rămâne deschisă după ce situația epidemiologică este mai bună, iar cazurile de COVID-19 încep să scadă. Acesta este răspunsul oficial de la biroul de presă al Ministerului Educației. Vă reamintesc însă că în urmă cu câteva zile, chiar în acest platou, a fost ministrul Sănătății la emisiunea Doctor de Bine a colegii mele Liliana Curea. Te simți în pericol, Andrei? Nu mă simt în pericol. Toți angajații ProTV poartă măști. Deci de la recepție până aici o să-i vedeți pe toți cu măști. Cred că... De ce crezi că nu a venit ministrul educației? Eu cred că și ProTV-ul era fel de conștient cum sunt și eu, că asta, pretextul ăsta cu COVID-ul e o fațadă, e o minciună. Dacă nu dorea să vină în platou, poate chiar e un risc ridicat, nu? Dar dacă nu voia să vină în platou, putea să facă treaba asta online. Poate nu trebuia să vin nici eu, făceam prin Zoom, făceam prin Skype. Exista posibilitatea ca această dezbatere să se întâmple, dar nu s-a dorit să se întâmple această dezbatere. Nu știu, dacă e să mă întrebați pe mine, probabil că doamna Anisie a fost, ea inițial a acceptat, dumneavoastră, după aia probabil că a fost sfătuită de cineva, poate un consilier sau poate cineva de deasupra dumneavoastră din guvern, să nu vină. De ce crezi că nu a venit să vorbească cu tine în calitate de reprezentant al elevilor? Asta să ne explice doamna Anisie. Impresia mea personală este că nu vrea să fie confruntată cu adevărul. Că nu vrea să aibă o discuție despre viitorul educației din această țară. Eu cred că prin toate demersurile pe care le-am făcut, mi-am dovedit seriozitatea, cred că am dovedit că sunt un om care e capabil să aibă o dezbatere civilizată, o dezbatere cu respect. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu înțeleg de ce nu a decis să participe. N-ar fi fost o dezbatere cu acuzații, o dezbatere în care să vorbim unii peste alții, ar fi fost o dezbatere despre soluții. Andrei, foarte important. Am urmărit promurile tale în care ai anunțat această dezbatere pe Instagram și pe YouTube, acolo unde ești atât de urmărit. Însă am văzut că ai folosit termenul de confruntare. Crezi că acest termen poate nu a fost suficient de bine digerat de o instituție a statului, reprezentată în acest caz de ministrul educației? Problema lor, nu a mea. E un termen pe care am ales să-l folosesc, mențin acest termen. Ar fi fost o confruntare. O confruntare nu trebuie să fie ceva scandalos, nu trebuie să fie o confruntare de mahara, poate să fie o confruntare civilizată, bazată pe fapte, bazată pe argumente, de care doamna Anisie a fugit. Haideți să o spunem pe șraud. A fugit. Perfect. De această dezbatere. Să ne imaginăm că doamna ministru este acum pe acest scaun. Care ar fi primele trei întrebări pe care ai vrea tu să îi le adresezi? Pe primul rând aș întreba-o de ce nu respectă legea.
E o chestie fundamentală. Sunt lucruri în legea educației care nu sunt puse în practică. Și aici trebuie să recunoaștem o treabă. Aici nu doamna Anisie este vinovată. Și miniștrii de dinaintea dumneaei nu au făcut nimic ca să pună în, să pună în practică articolele. Nu contează cine le poartă, ministrul. Exact, nu contează. Aici vorbim de instituție. Aici vorbim de o instituție pentru care noi cetățenii de rând plătim taxe, o grămadă de taxe. În ce sens spui că nu se respectă legea? Spre exemplu, articolul 70, exemplu pe care l-am dat și la mine pe YouTube, articolul 70 din legea educației spune foarte clar că statul este obligat să creeze o platformă de e-learning pentru elevi. Ce înseamnă asta? O platformă în care să ai cei mai buni profesori din România înregistrați într-un studio cu ilustrații, cu animații, explicând lecțiile, predând online. Noi discutăm acum foarte des despre termenul ăsta, învățământ online, că e pandemie și practic ce înseamnă la noi învățământ online e de fapt o lecție prin Zoom. Când de fapt dacă am fi avut treaba asta, care este în lege de 9 ani, deci de 9 ani statul României obligat să aibă treaba asta, ar fi fost mult, mult mai bine acum. Nu s-ar fi pierdut atâția copii pe drum în acest sistem hibrid de lucru. N-ar fi genial ca un copil care n-a înțeles din clasă, ca un copil care poate era o școală care nu e atât de capabilă, pentru că știm cu toții, sunt școli mai bune și școli mai puțin bune. Discrepanța dintre urban și rural este uriașă. Andrei, tu faci parte din această comunitate influencerilor. Sunteți foarte... V-ați pregătit foarte mult pentru tot ce înseamnă tehnologie, știți să o folosiți. Tu ai făcut foarte multe inițiative în sistemul educațional, ai avut foarte multe propuneri. Te-ai gândit poate să vă adunați toți vloggerii și să faceți o celulă, să lucrați într-un grup în cadrul ministerului, să veniți cu expertiza voastră, cu pregătirea voastră din online și să ajutați profesori și iată, Ministerul Educației poate să aibă o școală online mai bine pregătită. Oksana, te-ai gândit concret la asta? Nu. Ministerul Educației are foarte mulți experți, dar nimeni nu îi ascultă. Deci foarte mulți oameni care știu ce ar trebui făcut. Și sunt mulți oameni cu care eu m-am sfătuit ca să ajung la concluziile la care am ajuns. Spre exemplu, Mircea Micrea, un fost ministru al educației, un om care știe poate cele mai multe date și are cele mai bune soluții pentru o reformă educațională. Nimeni nu l-a ascultat atunci când a fost ministru, nimeni nu l-a ascultat nici acum. N-aș vrea care să depășim momentul cu online-ul și faptul că voi vă pricepeți foarte bine la tehnologie. Crezi că nu ar ajuta poate ca toate inițiativele tale să prindă o formă și să ajutați toți, să vă strângeți toți vloggerii, toți influencerii, să mergeți mai departe spre elevi, spre profesori, să-i ajutați să înțeleagă cum e cu tehnologia? Noi da. Vrem să faci asta? Păi ar fi o inițiativă bună, dar această inițiativă trebuie la rândul ei sprijinită de statul român. Și am N povești cu oameni din privat care au încercat să facă lucruri gratis pentru statul român, au încercat să facă lucruri geniale pentru statul român și au fost blocați, proiectele lor au fost blocate, mai rău au fost amenințați să iasă de pe piață pentru că nu intrau în regimul în care statul lucrează, pentru că statul nu-i voia acolo, pentru că pentru statul român părea că ei încurcă mai mult decât să ajute. Un exemplu foarte bun sunt cei de la Iași care au creat catalogul online, catalogul digital, acum 12 ani, un proiect incredibil, au o platformă incredibilă digitală prin care toată școala este într-o platformă. Diriginte, profesori, director, elev, părinte, toți au conturi separate cu posibilități separate și ai în timp real ai absențe, ai note, poți să vezi pe grafic în timp real când se absentează cel mai mult, poți să vezi exact unde te situezi față de colegii tăi, iar dacă o soluție cum ar fi asta, că nu trebuie să fie neapărat ei, dar o soluție cum ar fi asta ar fi implementată la nivel național, Ministerul Educației ar putea să vadă în timp real, oricând dorește, să intre pe platformă și să vadă care este poza educației din România, cum arată educația din România, unde sunt probleme, unde trebuie să investiți bani. În momentul de față e o harababură. Dacă Andrei, vrei să îți demonstrezi asta, ceri acum un raport al Ministerului Educației și spune-mi în cât timp îl primești. Spune-mi în cât timp o să vorbească ei cu inspectoratele, inspectoratele vor vorbi cu școlile și după aia încearcă să-ți dai seama cât se bagă din burtă acolo ca să iasă bine cifrele. Andrei, în toamnă, ție ți-au scris elevi care au început școala online în fața laptopurilor că au probleme? Da, foarte mulți dintre ei. Ai încercat să te duci să-i ajuți? Cum aș putea să-i ajut? Să le dai sfaturi, puteți folosi aplicația asta, uite, poți vorbi cu profesorul tău să folosească aplicația asta pentru o oră. Problema principală,
știi? Eu am analizat că e problema principală cu învățatul, cu învățatul online. Este următoarea. Foarte mulți nu au decât telefoane, nu au tablete sau un ecran mai mare. Ori nu poți să faci, nu poți să stai să înveți 6 ore, 5 ore de pe un ecran atâta, pentru că nu vezi ce scrie la tablă. Gândește că tabla aia e filmată printr-un webcam. Nu cel mai bun. Și tu n-ai cum să vezi. Deci, în primul rând, e o problemă de hardware, nu de software. Mulți copii din România nu au suportul necesar ca să poată să beneficieze din prin de ora respectivă. Dacă îmi permiți, uite, pot să citesc chiar acum un mesaj pe care l-am primit, l-am postat și pe story, de la o fetiță care, printre altele, spune chiar acest lucru. Spune în felul următor. E ora 12 noaptea. Am stat până la ora asta să-mi transcriu lecții, să-mi fac teme și să învăț. În acest timp am uitat la clipurile tale despre Ministerul Educației. Am stat astăzi de la 8 până la 12.30 la toate orele online, fiți foarte atenți. Apoi am stat de la 13 până la 15.30 să-mi fac o parte din teme, ca mai apoi să mă reapuc de la 19 până la 23.45, ca apoi să le abandonez obligată de părinți pentru că îmi spuneau că arăt ca un monstru. De când am început anul, dorm în jur de 4-5 ore maxim pe noapte, pentru că atunci când fac ore de acasă mă trezesc la 7, iar când merg la școală mă trezesc la 5-50. Și eu noaptea mă pun să dorm pe la 2-3 și asta pentru că Nu pentru că stau cu prietenii sau că mă uit la un serial, ci pentru că am extrem de multe lecții de copiat, pentru că la orele online nu înțeleg nimic. Și dacă vreți, vă mai spun și ce spune diriginta mea de la cel mai bun liceu din Craiova, pentru că nici la cel mai bun liceu din Craiova lucrurile nu stau mai bine. Uite, de atât. Eu în perioada asta, de când a început școala, în ultimele săptămâni, am realizat foarte multe materiale acasă la copii și am participat cu ei la lecțiile online. Am văzut că e o problemă reală în a vedea la tablă, efectiv, pentru că profesorul scrie pe tablă, e o problemă reală în a auzi ce se întâmplă în clasă, însă aici revin la propunerea mea inițială, cred că și voi aveți ocazia acum să ajutați dascălii și părinții și elevii să reușească să participe la școala asta cu tot ce e nevoie. Și pentru că voi aveți un rol foarte important, astăzi am adus alături de noi un profesor și un director de școală care ne-a demonstrat că directorul trebuie să fie și manager. Îl invităm alături de noi pe domnul profesor Viforel Dorobanțu de la școala din Curcani. Încântat. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Cum ați început școala? Ca orice școală normală, cât poate fi de normală în condițiile astea, cu mici greutăți legate de adaptarea activității noastre la toate scenariile pe care le-am avut la dispoziție și, sincer, la ora asta nu pot să spun că suntem siguri de ce scenariu vom avea săptămâna viitoare, ca să nu mai zic de celelalte săptămâni. Cu greutăți, dar încercăm să trecem peste ele cât putem. Credeți că îl avem alături de noi pe Andrei Șelaru, pe care îl apreciez foarte mult. Îl știe mulțumesc toată mult. Lumea. Are urmăritori câți elevi avem noi în bănci. Corect. În acest moment în toată țara. Rolul lor acum, de exemplu, Andrei, credeți că ar putea ajuta profesorii? Da. Vis-a-vis de orele online? Și aș forța puțin nota, nu neapărat să-i ajute, poate chiar să-i învețe niște lucruri. Pentru că e clar că trăim într-o era tehnologiei în care mulți dintre profesori nu se regăsesc. Și asta nu e numai în cazul școlii mele de la Curcan, dar și în alte școli. Ar putea să-i ajute, dar acum, sincer vorbind, n-aș găsi vina la Andrei dacă n-ar găsi timp sau n-ar putea să o facă, pentru că hai să fim realiști. Cursuri organizate de CCD și în cele mai multe locuri plătite de școli au fost pentru profesori pe timpul verii. O parte dintre ei, nu foarte mare, le-au parcurs. Deci aveau timp să și rezolve problema asta de inadaptare la tehnologie, dar nu știu acum care ar fi foarte multe dintre motive. Câteva, clar, inerția în sistemul de învățământ maximă. Nu știu dacă ține de mentalitatea profesorilor, dacă ține de mentalitatea celor din minister. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt puțin amestecate din zona asta. Dar se pot face mult mai multe dacă se vrea. Cum vă pot ajuta? Am timp. Păi eu concret, eu te invit la mine la școală, oricând vrei, să dea Dumnezeu să mai fim în scenariu verde și pe acei profi care întâmpină greutăți, care deocamdată, hai să spunem, la mine nu sunt foarte mulți, că am făcut eu cu ei formare până la urmă, să-i ajutăm să transmită un mesaj corect către ele, nu neapărat să predea, să transmită un mesaj corect către elevi în acest context în care este păcat să nu le folosim de orice resursă educațională pe care o găsim în orice... Inclusiv de oameni ca... Inclusiv.
Andrei, care se pricep foarte bine la tehnologie. Andrei, care era materia ta preferată? Te-am întrebat și înainte de emisiune. Da, mai multe, deci liceu. Odată matematica, că de mama profesoară de matematică o mâncam pe pâine, educația antreprenorială, că e domeniul meu acolo, istoria mi-a plăcut foarte mult, biologia m-a fascinat. Dacă tu acum, să presupunem, mai fi profesor, ai câți ani ai? 19 ani. Ai putea să fii profesor cu un modul de pedagogie în următorii 4 ani? Da, aș putea? Nu neapărat și acum ar putea să fie profesor, pentru că sunt școli în care n-au mai ajuns profesori și printr-un concurs ar putea să fie chiar profesor. Ai putea să fii profesor de istorie, iată. Okay. Da? Cum ai preda tu în acest moment, într-o școală online, ora de istorie? M-aș folosi de resursele pe care le-am la dispoziție pe internet. Pe internet găsești atâtea documentare, găsești atâtea animații. E foarte important ca elevul să învețe și vizual. Deci acest mod de predare în care profesorul dictează, elevul scrie și totul se întâmplă doar textual, fără imagini, fără multimedia, fără audio, fără video, fără absolut nimic, acest mod de predare trebuie să dispară. De asta se spune că de generația asta nu se lipește nimic. Păi cum să se lipească atunci când ei sunt obișnuiți să aibă toate resursele astea multimedia și ajung la școală și se predă, se scrie după dictare cu pixul pe foaie. Tu în creasă nici măcar nu prea poți să fii atent atât de mult, o să ajung și la zona de online imediat, dar tu în creasă nici măcar nu poți să fii atent atât de mult la ce spune profesorul, pentru că ești prea ocupat să ții pasul cu ritmul dictării. Tu nu asimilezi informația, deci nu tu doar dicta. O transcrii. Nu deci ai dicta. Ești o secretară, tu ca elev în școală. Ideea este că dacă aș fi pe Zoom, nu cred că ar fi nevoie să dictez. Cred că aș putea da elevilor un rezumat după aceea. Și n-aș sta să eu să dictez și ei să scrie, să scrie în timp ce suntem pe Zoom. Asta și le-a spune, fiți atenți la mine. Hai să vă spun o poveste. Istoria este o poveste. E poate cea mai lungă și cea mai frumoasă poveste pe care umanitatea o are, nu? Și cea mai complexă. Și din cea din care putem trage cele mai multe învățăminte. Hai să vă spun o poveste și să vă spun cu ilustrații, cu videouri, cu tot ce trebuie. Dar dacă aș fi avut acum și platforma aia de e-learning și dacă aș fi avut acces și la biblioteca școlară virtuală, care și ea e în lege de 9 ani, poate că mi-ar fi fost mult mai simplu, însă, pentru că aș fi avut acces direct la resursele alea. Însă avem, domnul profesor, niște manuale 3D de care foarte mulți profesori nu știu. Da, există un site, manualedigitale.edu.ro, în care sunt toate încărcate toate manualele, cel puțin clasa pregătitoare, chiar și clasa 8-a le-am văzut. E foarte simplu să le accesezi, e foarte simplu să, acum s-ar putea să ne ajute o parte, să șiruiești un ecran dintr-o fereastră în care ai deschis manualul și e foarte simplu, dacă chiar ai nevoie de manual. Ai spus manuale 3D? Da, sunt și manuale 3D. Da, sunt și varianta digitală, cumva. Varianta digitală. Tridimensionale, în ce sens 3D? În sensul de a fi digitale, nu în format PDF. Sunt și interactive. Nu sunt 3D atunci. Dacă vorbim despre istorie, de exemplu, în momentul în care vezi lecțiile... O să ți arăt acum. Vreau să spun altceva. Faptul că folosim un manual, e obligatoriu să folosim manualul în predare. Deci, în ceea ce a spus și Andrei, sau cum vrei să mi te atrebi... Doriți dumneavoastră. Nu, eu sunt Vifor. Nu sunt dumneavoastră. Eu aș spune în felul următor. Orice platformă educațională poate fi folosită în două moduri. Într-o învățare sincron și o învățare asincron. E clar, ce asincron? Ne-am tot obișnuit că Zoom-ul și Meet-ul înseamnă predarea și nu e numai asta predarea, poate fi și o predare tip asincron. Adică decalajul între când dau eu tema și elevul trebuie să-mi o returneze rezolvată, există o perioadă de timp. Bun. E un principiu în pedagogia asta mai nouă, se numește flipped classroom, care înseamnă clasă răsturnată. Ce înseamnă? Să spunem că luăm lecția de istorie respectivă. Dau câteva repere pe care, evident, le controlez eu înainte, de pe YouTube, din diferite enciclopedii online, le dau copiilor, fixez o perioadă de 2-3 zile în care ei să descopere singur ce găsesc în link-urile respective și apoi când ne întâlnim ori în Meet, ori în altă aplicație, putem să stăm de vorbă. Deci cumva, acum e un moment propice prin care noi, profesorii, dacă vrem să fim profesori pentru elevi și nu profesori pentru salariu, ar trebui să facem ceva pentru copiii ăștia. Ce ar fi ea? Să-l învăț să cunoască până la urmă. Deci, dacă el și învață în metoda clasică, să spunem, tradițională, față în față, și mai și ajut să descopere alte informații pe care, evident, sunt informații pe care niciun prof poate nu le cunoaște, dar le poate folosi din acea enciclopedie și toate lucrurile sunt foarte faine. Domnule profesor, eu sunt Vifor. Domnul Vifor. Hai să limităm discuția asta la Vifor. Vifor.
bugetul pentru 2021 va fi discutat acum, în octombrie-noiembrie. Da. Vi se pare importantă includerea în acest buget o linie bugetară pentru învățământul remediar, având în vedere că foarte mulți copii s-au pierdut pe drum anul ăsta? Pierderile astea nu, dacă se pierd pe drum, nu înseamnă că au pierdut asta, dar vor înțelege asta, care urmează peste 3 luni. Pentru că, cum am mai zis, nu poți să nu știi tabla înmulțirii, dar să înțelegi ecuațiile de gradul 2. Și atunci, nu este, vă întreb, nu e important să se facă o investiție în acest învățământ remediar, așa cum Marea Britanie și alte state occidentale fac, în care elevii să recupereze? Da, prin practic niște meditații, practic, sume enorme. Gratuite. Așa este. Regulile sunt foarte simple, minister, și dacă ministerul binevoiește să aprobe niște metodologii, lucrurile se rezolvă foarte simplu. Foarte simplu. Dăm voie ca să fiecare profesor să aibă ore de predare mai mult decât, să zicem, sunt acum, în loc de 9 ore suplinite, poate să aibă 10 ore suplinite, dar să-mi dea voie să îi le plătesc. Și așa se pot face ore remediale pentru fiecare elev, fiecare clasă. Și eu nu cred că părinții și elevii ar avea o problemă să mai rămână, să zicem, o oră la școală sau, bineînțeles, exact. Îmi permit să vă întrerup puțin. Spuneați că dacă există bunăvoință din partea tuturor. Corect. Și aici aș vrea să revin la tine, Andrei, pentru că noi ne-am dorit un astfel de dialog constructiv, ceea ce văd aici. Mi-ar fi plăcut să fie și cu ministrul educației, pentru că mă bucur foarte tare că ați intrat în acest dialog. Așa se rezolvă lucrurile. Așa cred eu că se rezolvă lucrurile. Însă, Andrei, ți-au rămas două întrebări pentru ministrul educației. Ai spus una. Deci asta, în primul rând, de ce nu respectă legea? În al doilea rând, vreau să o întreb pe doamna Anisie, cum vede ea o reformă a programei școlare? Vă spun și de ce această întrebare. Dumneavoastră era telefon când am discutat prima dată cu domnia sa în luna iulie. Mi-a spus: Sherry, suntem gând la gând cu bucurie și eu vreau să schimb. Dar uite, ăștia în parlament nu mă lasă. Eu vreau să fac o reformă. Și aș întreba-o cum vede domnia sa această reformă a programei școlare. Pentru că după părerea mea și după cât am întrebat pe colegii mei de generație, sunt foarte multe noțiuni de care ai neapărat nevoie în viața reală, pe care școala le bagă sub preș, pe care nu le înveți. Și atunci asta ar fi cu siguranță a doua întrebare, mi se pare o problemă foarte gravă, asta cu programa școlară. Domnul profesor, cum ar arăta o reformă? Știm că un ministru și nici doi secretari de stat nu pot peste noapte schimba sistemul de educație din România. Cum s-ar putea face? Nu pot schimba, dar n-am reținut în ce perioadă ai spus că ai vorbit cu domnul ministru. În iulie. În luna iulie au apărut două acte normative care până la urmă dau drumul, să spunem așa, zăgajilor pentru a ne putea adapta oferta curriculară. Că până la urmă cam asta ar trebui să facem noi. În luna iulie a apărut o hurtie de guvern prin care este posibilă înființarea de școli pilot și școli experimentale și la sfârșitul lunii iulie a apărut o metodologie de organizare și funcționare a acestor școli pilot. Ce înseamnă școli pilot sau școli experimentale? În actele de care spuneam, în aceste hotărâri și metodologii, o școală experimentală este acea școală în care pot să facă practică viitorii, să spunem, profesori, care sper să provină din masterate didactice și nu din facultăți. Foarte important. Că eu din facultate am ieșit fizician, n-am ieșit prof de fizică. Am făcut acel modul de care spunea. Ce și... Ce se întâmplă cu aceste masterate? Trebuia să fie din toamnă. Anul ăsta, înțeleg că anul ăsta a fost primul an. Deci, multe îi se reproșa, doamne ministru. Sunt în câteva universități. Depinde și de oferta universităților. Da, și aici, multe... dacă îmi permiteți, iertați-mă un pic să intervin, aici doamna Anisie a făcut un pas în direcția bună, dând bani câtorva universități pentru aceste masterate didactice, dar adevărata schimbare ar veni în momentul în care, după părerea mea, ar fi obligatoriu să faci acest masterat didactic ca să poți să devii profesor. După părerea mea, nu este suficient să termini modulul ăla psihopedagogic în facultate, să faci 3 ore de practică și prin 3 ore de practică tu să fii profesor. Și tu la 19 ani să fii profesor de istorie. Da, nu cred că aș fi calificat, sincer. Cred că ar mai trebui să stau un pic și prin masteratura, pentru că nu, doar pentru că știi foarte bine istorie, nu înseamnă că ești cel mai bun profesor. Correct. Trebuie să știi să predai, trebuie să știi psihologia unui elev, trebuie să înțelegi faptul că nu toți elevii sunt la fel, unii sunt mai sensibili, alții sunt mai puternici. Vedem o grămadă de profesori care fac glume deplasate, care fac ironii proaste, care încearcă să fie amuzanți, fără să realizeze că în timp ce jumătate din creasă râde, cealaltă jumătate rămâne cu traume. Și în timp ce vor uita 99% din lucrurile pe care le învață în școală, traumele alea vor rămâne toată viața și poate îi vor încurca atunci când aplică pentru un job, le vor provoca anxietăți
peste tot în viață. Deci prietenia dintre profesor și elev, cum am văzut aici Vifor Andrei, are și ea limitele ei când vine vorba de glume, nu? Bine, de educația fiecăruia, până la urmă, din punctul meu de vedere. Bun simț, nu? Nu cred că e o problemă chestiunea asta. Domn profesor, ați avut momentul în care ați avut în clasă o clasă plină de elevi și toată lumea stătea pe telefon? Când discutăm despre ce perioadă, pentru că acum chiar stau pe telefon, pentru că e oblig cumva. Înainte. Nu chiar o clasă întreagă, dar erau. Da, din punctul meu de vedere. Cum reușați să le să-i aduceți înapoi în lecție, să fie atenți la dumneavoastră? Păi, începeam, bine, materia mea pe care o predau acum, informatica, mă și ajuta în sensul ăsta și nu mi-era foarte greu să-i scot din zona aia. Dar orice profesor care e un profesor adevărat și n-aș spune dascăl, pentru că n-aș fi prea de acord cu această denumire, reușește printr-o, nu neapărat glumiță, printr-o întâmplare interesantă legată, să spunem, de istorie. Eu cred că dacă ar începe un prof de istorie despre ce atmosferă socială era la nu știu ce curte, să mă exprim așa, cred că s-ar putea să-i cumprindă cumva, că decât să spună Revoluția din 48, evident a avut loc în 48. Lucrurile dacă sunt, eu am niște puține idei, dar fixe. Lucrurile dacă sunt făcute pentru copii, este imposibil să nu placă. Dacă le fac că trebuie să-mi iau salariu, ok, nu am rezolvat nimic. E clar, tehnologia ajută foarte mult educația și are fundamentele rolul la ora asta. Însă, care sunt limitele tehnologiei în ceea ce privește educația? Am văzut ce facem cu acei vloggeri, Andrei, și influenceri care de multe ori induc un comportament poate neadecvat elevului. Ce legătură are asta cu sistemul de învățământ din România? Are o legătură, pentru că, așa cum am spus, tehnologia și tot ceea ce se întâmplă în online se reflectă automat asupra elevului. Cu toții sunt acolo și mai ales acum, când avem peste 340 de școli închise. Există cumva o limită a tehnologiei? Tehnologia are scopul de a conecta oamenii între ei. Dacă oamenii sunt proști, nu o să salveze tehnologia nimic. Vloggerii care fac tot felul de lucruri care nu ar trebui făcute niciodată, au trecut prin același sistem de educație precar, foarte subțire, foarte prost gândit, prin care trec și fanii lor. Deci, eu mă bucur când văd astfel de elevi și astfel de profesori care vin aici într-un astfel de dialog. Mi se pare că eu personal cred foarte mult în exemplele de bune practici. Cred că mai departe, arătând și învățând alți oameni, putem construi mai departe. Așa ar trebui. Însă, pe de altă parte, am văzut foarte multe reacții după promo-ul tău de ieri, după ce ai anunțat că va fi o dezbatere, din partea unor profesori care au spus că poate te folosești de tot ce înseamnă educație pentru a-ți face o imagine, pentru trafic. Cum le răspunzi? Trebuie să-și vadă de treaba lor, n-au ore de predat acolo. Adică, îi se pare că stau bine, sunt toți copiii razii? Am văzut pe Facebook că nu stau drept și comentează. Faci asta pentru că dorești să schimbi ceva sau faci asta pentru popularitate? Bineînțeles. Eu aveam 2 milioane de abonați înainte să deschid gura să spun orice despre educație, ca să fim foarte clar înțeleși. Deci nu aveam nicio nevoie, eu personal, pentru beneficiul meu, să vin cu treaba asta, să-mi fac o grămadă de adversari, să se facă o grămadă de presiuni pe mine din partea multor persoane. Nu aveam nicio nevoie, dar am simțit că am o responsabilitate față de generația mea, pentru că nimeni nu discută despre educație. Toată lumea gândește pe termen scurt, toată lumea vrea salarii mai mari, toată lumea vrea ajutoare sociale, toată lumea vrea să fie mai bine acum. Nimeni nu realizează că problemele pe care le avem în prezent provin tot din educația precară și nimeni nu realizează că dacă am avea o gândire pe termen lung, ne-am dat seama că printr-o educație mai bună putem avea creștere economică, putem avea o societate inteligentă, putem avea oameni capabili, oameni care să-și găsească mai ușor un job, să se angajeze mai ușor, oameni mai fericiți. Nu asta căutăm toți, fericire? Cred că asta putem face cu toții. Dacă ne adunăm toți într-o echipă și nu în două tabere, putem construi lucruri pentru școala românească. Îl avem alături de noi pe domnul Călinescu, care a vorbit despre tine, Florin Călinescu, așa este, care a vorbit despre tine, Andrei, astăzi, în emisiunea La Măruță. Bună ziua, ne auziți? Bună ziua, care Călinescu? Florin Călinescu. Ah, ok. Maestrul Florin Călinescu. Nu e nicio vorba de maestru, dar să nu creăm confuzie, că sunt oameni mult mai de seamă ca mine. Domnul Florin Călinescu, mulțumesc foarte mult că ați intrat la Viitor cu Clasă. Cum arată școala românească? Despre cine am vorbit eu? Că am vorbit despre mai multe lucruri. Ați vorbit despre Andrei Șelarul, cunoașteți? Nu. Pe Șeli.
Am auzit, dar eu îi spuneam lui Cătălin că sunt la mine la țară și la Buftea, că îmi fată scroafele. Am auzit de el, dar eu nu m-am uitat nici măcar la mine vreodată la vreo emisiune. Dar înțeleg, o să mă documentez că Măruț a zis să vin săptămâna viitoare în studio și o să mă pun la punct. Am auzit trei vorbe de ale lui și mi-aduc aminte că spuneam și eu de câte ori aveam subiectul respectiv despre acest capitol, pornind de la faptul că m-am dus la școală ca să joc fotbal și să agăț fete și mai mult stăteam pe străzi, pe Timișoara și pe parcuri. M-am ambiționat la bacalaureat și am luat 10. Spun și eu, dragă, nu pot să spun Shelly, că nu-i, cu care-i numele? Andrei Șelaru. Shelly îl știu, îl știm cu toții. Drag Andrei, păi da, dar nu pot să... Mă rog, în fine. Andrei luptă foarte mult să schimbe niște lucruri în școala românească. Și vreau să-i spun Andrei, adică să-i spun normal Andrei. Lucrurile astea, mă bucur că un cetățean astăzi are probleme pe care, din păcate, mă bucur. Probleme pe care le vorbim de mult. Acum, dragă Andrei, trebuie să înțelegem un lucru. Nu e problema României sau problema Europei. Este o problemă de vreo 200-300 de ani, când clasele burgheze au decis să ia oamenii de la țară, să-i aducă la oraș să facă industrie și profit pentru niște buzunare. Și atunci au început să-i înghesuie pe niște săli, să învețe ceva ce nu-i folosea omului milioane de ani. Să învețe să producă, la urma urmei, niște chestii care să producă, repet, profit pentru companie. Acea etapă a fost falsă de la început, pentru că omul nu are chef, nici tu, nici eu, după ne despart 45 de ani. M-am dus la școală și eu, ca la vârsta ta, dar din clasa 1 și am zis, doamne, dar ce-mi trebuie mie geografie, chimie, fizică, o să trebuiască în viață. Uite că am ajuns la 60 ceva de ani și nu mi-a folosit absolut niciodată formula Zagului. Noi nu avem nevoie de un învățământ silnic ca să satisfacă nevoile unei societăți, fie burgheze, fie socialiste, ca să se facă ingineri. Hai medici, ai câteva lucruri. Dar în general, eu n-am nevoie să mă duc nici pe un pod, nici pe nu știu ce. Mă duc, îmi fac niște în spatele curții o găină, un ceai și așa mai departe. Mă duc și îmi cumpăr o mașină. Nu mă interesează cum e făcută pe mine. Nu mă interesează cum e făcută haina, nu mă interesează cum e făcută soda caustică, dacă îți fraie rog. Învățământul trebuie făcut vocațional. Domnul Florin Călinescu, îmi permit să vă adresez o întrebare. Astăzi, alături de noi, trebuia să fie și ministrul educației. Deci nu structura te interesează, ci anecdotică, da. Supărarea este că noi vorbim de un ministru... Aș vrea să vă întreb de ce credeți că nu a venit ministrul educației la acest dialog. Pentru că n-are legătură cu societatea în care trăiește, cu politețea, cu învățământul. Are legătură doar cu politruceala. Este servitoare într-un servitoare în sensul bun, că și eu sunt servitorul protevelului. Adică servește un partid. Și el n-are treabă dacă... Vă aduceți aminte până în 89 Ceaușescu îi lua și cea. De la învățământ la cultură, de la cultură la agronomie. Oamenii ăștia, nu că trebuie să stea după elevi sau după părinți, dar trebuie să înțeleagă care-i menirea lor acolo. Credeți că trebuia să vină să aibă acest dialog cu un reprezentant al generației online? Dacă nu înțelege care-i menirea ei, unde să vină? N-are timp, are treabă, se pregătesc parlamentarele, se negociază alianțele. Ce treabă are ea cu Andrei sau cu tine sau cu mine sau cu învățământul sau cu părinții sau cu COVID-ul sau cu clasele sau cu orele de geografie sau la distanță sau cu tabletele sau cu toată zarva asta? Ea ar trebui să se închidă în minister și să zică trebuie să revoluționăm învățământul, trebuie să ne adaptăm. Colegul nostru din studio, Andrei, spune ceva care ar trebui să se întâmple. Și nu o să se întâmple din moment ce ea... Nu că nu vine în studio ăsta, nu e un subiect pentru mine. Nu m-a invitat niciodată. Dar o să se înghesuie să vină într-o lună pentru că vin parlamentarele. Problema este când vine să o întrebați. Înțelegeți, doamnă, unde sunteți pusă să faceți o reformă sau nu? La 30 de ani de la Revoluție noi vorbim de reformă în învățământ. Vă mulțumesc foarte mult!
Andrei, da. Ești acolo? Da, da, salut. Vă aud. Salut, ia numărul meu de telefon și sună-mă, că îți explic eu cum e învățământul. Cred că m-am rămurit totuși, dar vă mulțumesc pentru ajutor. Scrumpule, nu trebuie totuși să discutăm despre reformă atâta timp cât uite, o dăm în bară din ce în ce mai rău, asta, chiar nu? Și colegii noștri sunt interesați de ce n-a venit cu coana asta. Păi nu, asta... De ce n-a venit la acest dialog aici să discutăm rămurit. Despre reformă? Da, Andrei, și mă bucur că noi nu ne-am putut permite la 16, 8, nu știu câți ani, iartă-mă. 19. Să fii sănătos încă 150 de ani. Noi nu ne puteam permite că ne lua după stradă miliția. Dar mă bucur că vrei să trăiești în România, sper, și îți pui aceste probleme. Și dacă mulți tineri, cum spunea Mark Twain, dacă nu se interesează și practic nu intră în politică, că uite, o fac la bătrânețe, o să intre alții în politică, ca doamna ministru, și o fac prost. Și atunci nu avem niciun drept să mai... În afară de toate preocupările tale și ale mele, grecii au zis acum câteva mii de ani zon politicon, adică omul este oricum o ființă politică comentând ce se întâmplă în societate. Nu putem să facem dacă nu sunt foarte mulți preocupați de asta și copiii nu sunt de ajuns, Andrei, și părinții trebuie să fie preocupați. Vă mulțumesc foarte mult! Pentru că domnule Florin Călinescu, în actul de învățământ sunt trei actanți. Copilul care se duce inconștient și manevrat la 6 ani, el nu știe, săracul, unde este împins, ca și cum l-ai împinge într-o prăpastie. Părinții, care din comoditate și din nevoia de a... Cei 7 ani de acasă au dispărut, nu mai stă nimeni cu copilul acasă, da? Dar din nevoia de a face copilul o școală și a mai scăpat de el câteva ore, îl duce acolo undeva, iar acolo nu-i mai verifică nimeni. Dacă sunt sănătoși la cap, dacă sunt psihologic testați, dacă mai știu care, câți metri are Kilimanjaro și așa mai departe, dar ei acolo sunt stăpâni pe o programă și pe o paradigmă nemai verificată de nimeni. Poate astăzi copiii trebuie să învețe toți cosmonautică, habar n-am. Dar nu trebuie să învețe în învățământ, ce a scoate sintagma trebuie. Copilul să învețe ce vrea el. Exact, așa e. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste soluții și de ce nu, poate vă vom aștepta aici, în platoul emisiunii Viitor cu Clasă, să dezbatem mai mult. Este nevoie așadar. Mulțumim mult, la revedere. O zi bună! Iată, e nevoie de un dialog constructiv. Bineînțeles că este. Ies multe lucruri. Dar pe lângă dialog e nevoie de fapte. Nevoie de fapte, că discutăm de 30 de ani. Aș vrea să profit de faptul că am pe... Eu tot o să vă spun, domn profesor. Nu, încerc să treci peste. Aș vrea să profit de faptul că sunteți aici, ca să vă întreb, pentru că vreau să știu și părerea dumneavoastră, am o scrisoare deschisă trimisă către... Da, o știu. Către ministri și vreau să vă întreb... Unde credeți că am dreptate și unde credeți că poate nu am dreptate, că poate nu, nici eu poate nu le știu pe toate. Eu am propus 4 puncte acolo. Primul dintre ele, scrisoarea o găsiți pe sherry.ro, apropo, pentru cei 75.000 de oameni care se uită la noi pe canalul meu, pe sherry.ro găsiți scrisoarea dacă vreți să o citiți în integralitate. Primul punct se referă la reducerea numărului de ore pe care elevii le petrec la școală. Și aici poate nu neapărat numărul de ore petrecut în clădirea respectivă, pentru că există în alte țări se petrec mai multe ore efectiv la școală, dar numărul de ore în care elevul trebuie să fie obedient, trebuie să stea în bancă și să scrie după dictare. Pentru că dacă adunăm, există și zile cu 7 ore, avem 7 ore, mai ai vreo 2 ore de teme, 3 ore poate, mai ai vreo 2 ore de meditații, cât s-au făcut, vreo 11-12 ore pe zi. Deci mult mai mult la 30 și ceva de ore de și este atât mai complicat cât acum stau în fața calculatoarelor și a laptopurilor? Da, să spunem că e o problemă. Bine, logic ar trebui ca orice oră în online să nu dureze cât o oră în față-înfață. Logic așa ar fi. Dar poți să continui, că da, am păreri vis-a-vis de scrisoare. Ideea este că sunt atâtea studii care s-au făcut, nu de români, de tot felul de companii și de organizații care au spus foarte clar, un copil nu se poate concentra pentru un interval atât de mare de timp. Noi trebuie să realizăm că problema principală este că elevii din România nu merg fericiți la școală. Dacă tu pleci de acasă urând școala, școala a eșuat deja orice ar face. Și atunci trebuie să ne gândim cum facem elevii să meargă cu plăcere la școală. Pentru chestia asta, în primul rând, școala din România ar trebui să înceteze să mai fie sufocantă. În prezent este sufocantă și se pune o presiune imensă pe ei, mai ales în clasele terminare a 8-a și a 12-a. Trebuie să înveți, e o presiune uriașă și părinții sunt speriați de faptul că sistemul e incapabil, de-aia își duc copiii la aceste meditații
care reîncarcă și mai mult programul. Când mai rămâne timp pentru creativitate sau pentru pasiune, pentru descoperirea unui hobby, când tu 12 ore pe zi petreci învățând mecanic? Și aici vreau să mai spun o treabă. A memora nu este egal cu a învăța. Dacă tu memorezi ceva, că asta spune, am memorat aia. Mai ții minte ce ai învățat pentru bacalaureat? Ai memorat sau ai învățat logic? Unele lucruri mai țin minte, multe dintre ele le-am uitat. Unele dintre ele pur și simplu nu m-au interesat și am trecut, am ținut minte cât a fost nevoie, dar dacă tu memorezi, înseamnă că n-ai înțeles. Ori dacă n-ai înțeles, la ce mai înveți? Pentru ce mai înveți dacă tu n-ai înțeles de fapt despre ce e vorba? Și atunci scrisoarea e militat și pentru biblioteca virtuală, pentru digitalizare, am militat pentru digitalizare. Da, ajung acum și la punctul 2. Mai avem 2 minute. Nu, aș vrea să avem un pic mai mult timp, pentru că mi se pare că n-am apucat să discutăm despre toate topicurile. Se uită foarte, foarte mulți oameni la noi, foarte mulți oameni au așteptat cu sufletul la gură dezbaterea asta. Doamna Anisie n-a venit, dar eu le-am promis că astăzi vom discuta despre niște soluții concrete, așa că haideți să o facem. Am vorbit foarte mult, Andrei, au trecut deja 40 de minute din emisiune. Să știi, nu ne-am dat seama, dar sunt multe. Știu, dar sunt multe dacă lucruri să de închidem, eu o să continui live-ul la mine pe YouTube și o să continui să am o discuție cât mai constructivă. Aș vrea să mergem mai departe. Deci ai cerut orele. Orele, ore, da. Mai trebuie puține. Să fie reduse. Asta e deja în lege, trebuie doar să fie promulgat. Aici președintele a promulgat legea în noiembrie 2019. Doamna Anisie a promis că în primăvara 2020 va avea gata noile planuri cadru. Planurile cadru, știți dumneavoastră, tabelul în care se spune câte ore se fac la câte clase. Încă nu a pus în dezbatere aceste planuri. Doamna Anisie, vă rog să faceți treaba asta, vă rog să le puneți în dezbatere. Uitați-vă la ce spune Revi. Uitați-vă câți dintre ei sunt deprimați. Uitați-vă câți dintre ei sunt într-o stare continuă de tensiune. Trebuie redus numărul de ore petrecute la școală. În punctul 2 e vorba de modul de predare și modul în care profesorii sunt formați. Cred că predarea trebuie să fie activă cu implicarea elevului. Doar așa, cu dezbatere, cu dialog, vom putea să compensăm pentru numărul redus de ore. Și cred că asta e cea mai bună modalitate. Avem copii care știu la perfecție comentariile de la limba română, dar dacă îi pui să-și dea cu părerea un subiect, dacă îi pui să-și exprime părerea despre ceva, se blochează. Dar, nu știu să-și spună părerea, dar știu să memoreze. Pentru elevii din rural acum, care nu au acces efectiv la școală, pentru că școala lor este închisă, nu au laptopuri, sau părinții care nu dau 2 bani pe școală pentru că nu cred în educație. Dacă trăiți în mediul rural și aveți acces la un dispozitiv, folosiți internetul ca să identificați ceea ce vă place vouă și învățați cât mai mult despre acel lucru. Eu cred că secretul pentru a fi fericit în viață este să identifici ceea ce iubești să faci, ceea ce faci cu pasiune. În momentul în care tu faci ceva cu pasiune, atunci ești un om fericit. Munca nu mai este deodată munca nu mai e o povară. Pentru asta, ar fi bine ca de mici să identificăm ceea ce iubim să facem, ca să nu ajungem în clasa 12 să ne gândim: băi, eu la ce facultate vreau să dau? Că nu știu. Părinții îmi spun să mă duc aici, profesorii îmi spun să mă duc aici, mie nu-mi place să fiu poate nici doctor, poate nici avocat. Tu la ce facultate te-ai înscris? M-am înscris la o facultate privată de business, pe business management, pentru că asta îmi doresc să aprofundez, asta îmi doresc să învăț mai departe. Ai știut din liceu că vei face business? M-am decis undeva prin clasa 11-a, facultatea la care vreau să dau, și am trecut prin mai multe opțiuni, unea ATC și așa mai departe. Ca să-mi termin ideea, dacă aveți acces la internet, folosiți internetul nu doar ca să stați pe social media, folosiți internetul ca să învățați lucruri. Este cea mai mare enciclopedie. Eu am învățat tot ce știu și sunt aici, în acest platou, mulțumită lucrurilor pe care am învățat de pe internet. Am învățat să editez, am învățat să filmez, am învățat să fac tot ce mă interesa pe mine și multe altele care nu mi-au folosit, dar mi-a făcut plăcere să le învăț, pentru că pe internet găsești conținut multimedia, nu te pune nimeni să scrii după dictare ce zice ea. Domnul profesor, ține și de ei cum se instruiesc acasă singuri, ce zice Andrei, că a învățat singur să editeze. Da, așa este. Ține și de ei și hai să spunem, ține și de educația pe care o primesc, dar până la urmă, evident, fiecare dintre noi avem o sită prin care cernem ceea ce, exact cum spunea și Andrei, avem 1001 de tipuri de conținut pe internet și sigur, cineva va găsi ceva potrivit pentru ceea ce vrea să facă el în viață. Ce aș vrea să mai adaug puțin, dacă a spus că suntem pe final? Există cadrul legislativ pentru ca o școală să fie pentru copii. Nu știu dacă știi, Andrei, dar chiar după emisiune poate chiar mai discutăm subiectul ăsta. Deci orice școală acum poate să-și asume să fie școală pilot. Ce înseamnă să fie școală pilot? Să promoveze o nouă arhitectură curriculară. Ce înseamnă o nouă arhitectură curriculară? Noi la Curcani, la Comuna, nu știu dacă mai am spus lucrul ăsta, Comuna Curcani este la vreo 45 de kilometri lângă București. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trăiești în mediul rural, cu o școală normală la firul ierbii, mai normală decât Curcanul, cred că există, cu probleme legate de părinți care nu sunt în țară, care sunt la muncă.
Deci, ce am vrut noi să facem? Și o să facem, că am început toată sarabanda asta a actelor pe care trebuie să le îndeplinim pentru a trece prin aprobarea la final a unui ordin de ministru în care să fie stipulat că suntem școală pilot. Ce am vrut să facem noi? Noi am zis, am vrut să înglobăm cumva disciplinele pe care le cunoaștem la ora asta în arii de învățare. Putem să le spunem oricum vreți. De exemplu, să găsim niște discipline care să formeze educația cetățenească, cu care am putea să includem educație civică, educație socială, orice tip de educație. De care atât de multă nevoie. Exact. E foarte mare nevoie. Și noi am zis că aceste arii de învățare să fie număr de 8. În ce sens? Între a 5-a și a 6-a să fie, din cele 8, 6 să fie, să zicem, obligatorii și 2, și aici este un lucru foarte important pe care vreau să-l accentuez, curriculum la decizia elevului din oferta școlii. Nu cum există acum curriculum la decizia școlii. Curriculum la decizia școlii la ora asta înseamnă că școala vine cu o ofertă, funcție de ce ofertă are educațională, dar de cele mai multe ori nu se respectă dorința părinților și a elevilor. De cele mai multe ori se respectă, să spun așa, rezolvarea unor probleme legate de normarea profesorului, pentru că nu avem ore de, să zicem, de geografie, trebuie să fac un, sau de fizică, să dau. Și noi am încercat așa. Asta este oferta noastră din care voi puteți să vă alegeți și vom face ce alegeți voi. Deci curriculum la decizia elevilor din oferta practic, școlii. Aleg orice capitol din aceste materii, exact. Să-l studieze, să-l aprofundeze, exact. Ca mai apoi să-l ajute, l-ajute la facultate. Exact. Noi gândim, mai departe. Noi gândim materia, să zicem, de gimnaziu, împărțite pe 8 semestre, pentru că sunt 4 ani ori 2 semestre de fiecare. Bun. În primul semestru să spunem că fac electricitate, în al doilea magnetism, în al treilea mecanică și orice altceva. Și mi-aleg în primul semestru acum un modul care știu că mă interesează, semestrul viitor mi-aleg la chimie sau semestrul viitor la mie la biologie. Ceea ce facem noi acum la școală este work in progress. Deocamdată nu avem finalizat nimic. Ați primit, ați primit aprobarea? Nu trebuie să primesc aprobare. Pilot? Nu trebuie să primesc. Deci, au făcut legea, au hotărârea de guvern există, ordinul de ministru există pentru metodologie, orice școală cu capul pe umeri, acum poate să se apuce de treabă. Nu mi-a zis nimeni să mă apuc de treabă, dar am remarcat că dacă încerc să mă facă, fac, nu fac nimic pentru copii. Și sperăm în viitor să vedem asta la nivel național. Cel puțin încă 3 școli în afară de noi, din Câmpul Lung, din Ianca Brăila, din Chitila, București, și sper să nu fie uitat pe careva, în săptămânile viitoare vor face și același lucru în care vor pune pe picioare toată. Uite, am descoperit asta, vă ținem pumnii și promitem să urmărim. Să dea Dumnezeu să iasă bine. Mi-ați spus că poate vei ajunge la școală la domnul profesor? Păi nu, să scape, o să-l aduc, sigur. La aduceți, da? Neapărat. Un dialog constructiv acolo, încercați o celulă de criză, nu? Ajutăm profesorii și elevii. De criză e normală. Vrei să faci ceva, trebuie să... Perfect. Andrei, te rog frumos să le transmiți un mesaj tuturor elevilor care te urmăresc acum la tine pe YouTube și la noi. Un mesaj de încheiere. Ce le-i spune? Nu vă dați bătuți și nu vă gândiți că concluzia la dezbaterea asta este că ar trebui să abandonați școala sau că ar trebui să ignorați complet și să absentați de la ore. Nu, asta este soluția. Lipsa educației nu va aduce decât probleme. Problemele pe care le avem în prezent în țara asta provin din lipsa educației. Dacă vreți să faceți o schimbare, încercați să fiți autodidacți, încercați să învățați ceea ce vă interesează pe voi, încercați să luați ce e mai bun de la profesor și ce nu e bun dați la o parte, dar încercați să vedeți o parte bună în orice profesor aveți. Și de fiecare dată când îl vedeți pe profesor, mai ales acum cu orele online și așa mai departe, îl vedeți că nu se pricepe poate atât de bine, încercați să ajutați. Ideea e că voi și cu profesorii nu sunteți unul contra celuilalt. Ar trebui să fiți o echipă care să lucreze pentru viitorul vostru. Și profesorii ar trebui să înțeleagă treaba asta. Încercați să descurajați cât mai mult profesorii care pare că au un scop personal, care vă dau note mici ca să vă cheme după aceea la meditații. Genul ăsta de comportamente ar trebui descurajate și nu doar de voi, și de părinții voștri. Pentru o școală în 2020 trebuie să desfințăm genul ăsta de cutume care au venit cu noi dinainte de 1989. Și vreau să puneți presiune pentru schimbare reală la nivel local. Discutați cu directorul școlii noastre, discutați cu primarul, dacă îl prindeți, discutați cu oamenii care conduc acolo, care conduc lucrurile la voi în comună sau la voi în oraș. Încercați să faceți o schimbare la nivel local, pentru că dacă fiecare încearcă să facă treaba asta la el, în oraș, nu ne vor putea opri.
Doar prin presiune publică o să putem să-i convingem să se schimbe ceva. Și suntem într-un moment critic. Au trecut 30 de ani și educația e mai slabă ca oricând. Și avem o generație care a început anul acesta școala cu masca la gât, căreia îi urăm succes. A intrat un lua alert aici. Și este foarte important să meargă mai departe. Oh, ne-au dat un lua alert cu coronavirus. Că nu vine doamna ministru, pe care o așteptăm la o emisiune, să avem un dialog constructiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc foarte mult pentru idei, vă felicit pentru exemplele de bune practici la dumneavoastră din școală, vă ținem pumnii și abia aștept să-l urmăresc pe Andrei când ajunge în școala dumneavoastră, să vedem ce poate face împreună un parteneriat profesor-elev. Îți mulțumesc foarte mult, Andrei, că ai venit. Mulțumesc și eu pentru invitație, îmi pare rău că n-a venit și doamna Anisie cum a promis, dar nu e prima dată când își încarcă promisiunile, asta e, merge mai departe. Sper că ați rămas cu ceva din treaba asta. Mi-aș fi dorit să fie o dezbatere un pic mai bine structurată și un pic mai constructivă, dar mi-a plăcut cum a fost, a fost ok. Este un mulțumesc. Domeniu amplu. E un domeniu amplu, ar trebui acoperit mult mai bine de mass media, pentru că educația e ceva de interes național. Și de asta ne vom ocupa la viitor cu clasă. Și foarte bine. Vă mai aștept aici. Vă foarte mulțumesc bine. Foarte mult, iar de acum ne vedem în fiecare săptămână la Viitor cu Clasă aici, la ProTV+.